Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei își respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi îl avem în vizor pe Ionel Floroiu, ales în circumscripția electorală numărul 4 Bacău pe listele PSD. Acesta este primul său mandat. Înainte să ajungă în Parlament, Floroiu a fost director al Gărzii de Mediu Bacău, vicepreședinte al Consiliului Județean, consilier local și consilier județean. Cu toate că este la primul mandat și entuziasmul și cheful de muncă ar trebui să fie mare, Floroiu nu se omoară absolut deloc cu munca. Iată cât a lucrat în aproape 2 ani de mandat. 6 luări de cuvânt, 3 declarații politice, 2 întrebări și interpelări, 35 de propuneri legislative inițiate și o moțiune. În ciuda faptului că are doar 6 luări de cuvânt, în mod surprinzător a reușit totuși să vorbească 14 minute și 26 de secunde. Cea mai recentă luare de cuvânt este din 26 septembrie. Floroiu a luat apărarea jandarmeriei. Cei care în 10 august au atacat sălbatic femeile și bărbații în uniformă scriu plângeri cu aceeași mână în care au avut arme mortale, sticle incendiare, bolovani și bâte. Din păcate, parchetul general nu îi închețează pe acești agresori periculoși și pe cei ce au respectat jurământul față de țară și au luptat împotriva anarhiei ce se dorea a fi instaurată în România. Dacă nu-i place să fie activ în Parlament, Floroiu este mare amator de tăieri de panglici, depuneri de coroane și băi de mulțime. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la voturi. Deputatul PSD Bacău a avut până acum 3.095 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la vot este de 91%. El este unul dintre puținii parlamentari cu o prezență la vot atât de ridicată. Deși nu a muncit aproape nimic, Floroiu este remunerat cu o indemnizație lunară de 10.003 lei. Acum să vedem care sunt punctele tare deputatului din Bacău. Fidel partidului, prezență mare la votul electronic și fără probleme de integritate. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte: luări de cuvânt extrem de puține, propuneri de legi în număr foarte mic, comunicare online proastă și dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă. Pentru activitatea din acest prim mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Bacău, Ionel Floroiu.